Conferința Națională de Boli Infecțioase, care s-a desfășurat în perioada 28-30 mai la Timișoara, a reunit în jur de 250 de specialiști în domeniu din întreaga țară. Porți deschise spre viitor a fost sloganul conferinței, devenită deja tradiție la Timișoara. Lucrările au fost deschise de președintele Conferinței Naționale de Boli Infecțioase, dr. Voichița Lăzureanu. De ce porți deschise? Pentru că avem acum această deschidere către noile molecule care fac ca pentru prima dată bolile infecțioase cronice să fie vindecabile în proporție de aproape 100% și aici vorbesc de hepatita cronică cu virus C. De ce porți deschise? Pentru că, din păcate, atunci când deschidem o poartă, lăsăm să intre și lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi boli care înainte erau considerate a fi tropicale sau boli care emerg și reemerg din ce în ce mai des, cu o putere din ce în ce mai mare, cum ar fi gripa, cum ar fi acele febre hemoragice și multe alte infecții care din ce în ce mai des le întâlnim și, din păcate, întâlnim forme noi de boală și boli pe care înainte nu le-am întâlnit. Poți deschise și către o rezistență în creștere, atât antibacteriană cât și antivirală. O să avem foarte, foarte multe lucruri cu aceste tipuri de rezistență și să sperăm că pe lângă aceste medicamente antivirale noi pe care le avem acum la dispoziție, vom avea și medicamente antibacteriene care să ne ajute în situațiile critice. Bolile infecțioase din țara noastră au avut, au și vor avea, sunt convins, numeroase personalități. Și mă bucur să văd că în sală cele mai, să spun așa, luminate minți în boli infecțioase se află în această sală. În ceea ce privește succesul unei conferințe, sigur că tema trebuie să fie incitantă. Subiectele lucrărilor, așa cum apar din program, sunt foarte interesante. Moderatorii, evident, sunt puternici. Și dacă tot vorbim de microorganisme, să vedem cam câte sunt la nivelul planetei noastre. Aici înseamnă cam 1 miliard de catralioane. Nu m-a dus pe mine mai mult să citesc aceste zerouri foarte multe. Dacă dumneavoastră găsiți o altă modalitate de exprimare, vă rog să o faceți. Ceea ce înseamnă că bacteriile sunt foarte multe. Și uitați-vă cu cât echivalează chestia asta cu numărul de atom din 10.000 litri de apă. Evoluția vaccinurilor și eficiența lor, tripa terapie cu inhibitor la pacienții cu hepatita C, riscul cardiovascular la pacientul HIV sau particularitățile sezonului gripal 2014-2015 au fost câteva dintre numeroasele lucrări care au fost prezentate în cadrul conferinței. Particip pentru a 5-a sau a 6-a oară la Congresul de Boli Infecțioase de la Timișoara și de fiecare dată se abordează teme extrem de interesante și de importante. Aș puncta mai ales pe cele care au un substrat în viața de fiecare zi. Au fost prezentate câteva lucruri extrem de interesante privind prezentul și viitorul registru al pacienților, al posibilor pacienți infectați cu hepatită C și B și mai ales al consumatorilor de droguri, lucruri cu care noi ne confruntăm, fapt cu care noi ne confruntăm la nivel național în ceea ce privește fenomenul HIV-SIDA. De asemenea, au fost abordate multe probleme legate de terapia prezentă și viitoare al pacienților HIV, cunoscuți HIV și coinfectați cu tuberculoză, ceea ce reprezintă o piatră de încercare pentru orice fel de clinician și nu neapărat infecționist. Și în ultimul rând, aș remarca, spre deosebire de ceilalți ani, prezența în sală în masă a medicilor tineri. Suntem și noi fruntași la ceva. Ocupăm primul loc, dar voi vorbi imediat despre aceea. Unde ocupăm primul loc? La prevalența infecției cu virus C. Deci atunci când am zis că 170 de milioane, adică 3% din populația globului, veți vedea imediat ce se întâmplă în România. Pentru că în România prevalența este de 3,23%. Nu trebuie să vă spun ce înseamnă aceasta. Ce își propune această conferință națională de boli infecțioase? Două obiective principale. Să schimbăm informații între noi, între diversele centre regionale și să aflăm în al doilea rând sau ca a doua
ca un al doilea obiectiv, ce se întâmplă nou și care sunt moleculele noi anti-infecțioase care sperăm că vor apărea și pe piața românească. Utilitatea este foarte mare pentru că se dă posibilitatea unui schimb de informații foarte rapid pentru a aduna atâta informație cât se prezintă într-o zi și jumătate. Vă dați seama că oamenii pierd în medie cam 6 luni de zile. Deci ceea ce se publică la nivel mondial de curs a 6 luni de zile, într-o zi și jumătate ai esența acestei informații. Dacă o și procesezi cum trebuie, beneficiarul este pe de-o parte medicul și, evident, pacientul în subsidiar. Tratare sunt lucruri deosebit de importante și bine că sunt făcute, bine că sunt organizate și ajută că prezența este pe măsură. Companiile farmaceutice au fost prezente cu 12 standuri pe tot parcursul evenimentului. Managementul evenimentului a fost asigurat de Media Z.